Luăm, îi spunem bună ziua lui Raul, bună și ela. Luăm câteva respirații. Rămâi cât mai relaxat, Raul. Am impresia că nu se aude bine, ea zice ceva. Eu aud bine. Ok, da, nu mai miști telefonul, nu mai miști nimic, rămâi așa. Ziceam că luăm câteva respirații. Tăiem orice legătură, oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație. Și scoatem afară tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai iei o respirație te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător, de la 5 la 1, cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare. Atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale. Și mergi în relaxare, mai adânc și mai adânc și mai profund. Cinci. Toți mușchii corpului tău sunt relaxați și imobili, iar corpul tău este greu și afundat în fotoliu. Acum și mintea ta se relaxează, se golește de gânduri. Toate gândurile au plecat. Lasă-le să plece. Trei. Orice sunet din afara ta te adâncește în hipnoză mai mult și mai mult și mai mult. Doi. Unu. Într-un moment, număr de la 1 la 3. Iar tu, Raul, mergi într-un vis sau într-o amintire pe care tu o alegi. Iar tu, Ela, te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Raul.
Tre. Raul, Da. ce percepi? E m-a dus într-o amintire la faza cu mașina când era să avem accident. Pentru că acolo era un mare semn de întrebare despre cum am ieșit de acolo. Și ce percep? Acolo. Sunt încă în minte, îmi amintesc lumina. Da. Și cum am ieșit deodată în liniște, deși eram într-un loc unde erau multe mașini, deodată eram pe drum. Da. Pericolul trecuse, eu nu mai frânam, mașina era în viteză. Mergeam ok, deci... Dar care a fost pericol? Cineva intrase în depășire și era urma să fie un impact frontal. Da. Și tu ce ai făcut ca să eviți chiar impactul? Sau cine conducea? Cine conducea? Eu. Tu. Fizic era imposibil pentru că în dreapta mea era parapet de beton și în stânga era coloană de mașini. Tir. Okay. În momentul în care urma să se facă impactul, s-a dus o lumină puternică și am fost duși mașina cu tot într-un loc sigur. Și apoi? Locul sigur unde era? Eram pe drum ca și cum conduceam normal, fără nicio problemă. Au perceput și ceilalți pasageri ai mașinii același eveniment? Așa cum tu l-ai perceput și relatezi? Noi atunci pe loc ne-am pus multe întrebări, dar am rămas fără răspunsuri. Eram așa... Deci ce au perceput ceilalți membri, pasageri? Cei din spate dormeau, vă dați seama, când am frânat, au venit peste mine în față, cumva. Dar cel din față nu avea nicio explicație și era... E mult timp de atunci. Eu acum am înțeles, pentru că am văzut filmări pe YouTube în care, tot așa cu lumină, oamenii erau transportați în loc sigur. Dar ce ți-a spus cel de lângă tine, mă interesa? Ne uitam și nu aveam explicații. Căutam... El a perceput ce ai perceput și tu, camionul în față? Asta mă interesează. A văzut mașina din față. Da. Și apoi a văzut și el lumină, ca și tine? Să știi că nu l-am întrebat asta, dar... Da. Iar apoi când ați revenit pe șosea, el... Ce ați discutat? Care a fost discuția? Eram efectiv cu mintea blocată. Nu știam cum să reacționăm și am rămas cu șocul ăsta destul de clar. Adică mie mi-a rămas amintirea până în momentul în care i-am văzut farurile mașinii din față, urma să ne... Era noapte sau zi? Noapte. Veneam din Austria. Atunci locuiam. Bine, uite, încercăm număr de la 1 la 3. Iar tu mergi în momentul spațiu-timp în care vezi lumina puternică și imediat intri în ea. Vedem ce percepi. 1, 2, 3. Dacă percep ceva. Nu vine nimic. Nu vine nimic. Foarte bine. Hai să vedem acolo unde ești.
în mașină, înainte de a se veni, a venit toate aceste evenimente. Hai să vedem dacă te uiți în jurul tău, în afară de membrii din mașină, mai percepi și alte ființe, în afară de participanții, pasagerii. Sunt conștient doar de șoferii care sunt în jur, dar nu se-i văd. Nu, în mașina ta. În mașina mea, nu. Nu. Nu mai percepe altceva, da? Nu. Bine, schimbăm perspectiva și uite număr de la 1 la 3, iar tu mergi în acea percepție, amintire în care știi că sau ai amintirea că provii sau că ai fost pe un corp ceresc și o numeai Planeta Verde. 1, 2, 3. Ce percep? Când spun Planeta Verde, eu am văzut filmul ăsta și ceea ce am văzut acolo vibrează foarte mult cu ceea ce simt în interiorul meu. Asta am spus, nu doar nu că aș fi pe o planetă verde. Ai fi fost sau aveai amintire despre nu, dar o planetă verde. Da, când văd filmul am percepția asta și mai am o chestie, când dorm merg într-un loc unde chiar zbor așa și gestionez zborul deasupra lucrurilor, adică mă zbor efectiv și gestionez zborul cumva de la subșoară. Adică din subșoară am eu direcția cum să zbor. Și când mă trezesc în corp dimineață, am sentimentul ăla, am rămas cu sentimentul ăla. De zbor. De zbor și amprenta pe corp. Adică rămâne în corpul ăsta starea respectivă. Stare. Bine. Aici să vedem unde simți emoția și ce fel de emoție atunci când ai văzut filmul sau vezi filmul ăla, Planeta Verde. Spune-mi ce percepi în corp. În plexul solar și în piept. Îmi place mult starea dintre oameni de acolo. Da. Îți place starea și care e starea care tu o percepi în pieptul tău? Îmi place și liniște, siguranță, iubire, armonie. Bine, mergi în starea asta, mergi în pieptul tău. Mergi în pieptul tău. Și amplifică această emoție, acest sentiment. Uite, pe o scală de la 1 la 100, să zicem că o amplifici cu 30%. 1, 2, 3. Și spunem cum o simți, starea amplificată. Nu știu dacă am reușit să amplific starea. Păi spui. Îți pui intenția în mintea ta. Da. Amplific starea. Uh-huh. Pune intenția și spune dacă se întâmplă ceva, se modifică ceva. Simt o presiune în mijlocul frunții. Simt că ceva nu mă lasă de acolo. De mijlocul frunții. Da. Nu te lasă să amplifici starea? Da, ceva de acolo mă apasă. De acolo te apasă. Cu mâinile tale energetice, scoți presiunea aia din mijlocul frunții. Acum. Am scos-o.
Și acum arde-o, dă-i foc. În fața ta. E bine. Acum ce simți? Îi zâmbesc, e bine. Deci simți starea de bucurie că se amplifică? Da, s-a dus în corp. Și acum trecem la o nouă etapă, adică o nouă. Și acum amplifici cu încă 30% starea. 1, 2, 3. Și spune ce simți. Mă simt ușor. Da, a fost ceva care a vrut încă să mă împiedice deasupra ochiului stâng și am înlăturat și chiar simt că e bine. Bine. Și fii atent. Când eu număr încă o dată de la 1 la 3, tu ai obții această stare de fericire la valoare de 100%. Te simți atât de bucuros, atât de fericit, atât de ușor, încât plutește. Zbori. 1, 2, 3. Fire la terra. Cum te simți? Simt faza asta cu că zbor, dar ceva mă ține încă în corp. Adică încă simt corpul aici pe pat. Dar îmi rămân, am cumva așa o... Sunt între două stări. Între două stări. Încă simt corpul aici. Bine. Da, este. Imaginează-ți cum tai orice, cum să zic, tai legătura, ceea ce te, acele stringuri care te țin legat de corp și îți dai voie să zbori. Și dacă după ce faci asta simți cum plutești, lasă-te să plutești. Și poți să-ți imaginezi că te urci pe un nor alb strălucitor. Este norul tău, vehiculul tău. Și urcă-te pe el și lasă-te să plutești. Și observă panoramic de la acea înălțime sau mai urci în înălțime cum toate se văd panoramic, cum poți, dar în același timp poți să observi foarte clar fiecare detaliu asupra căruia ți îndrepți atenția. Și lasă-te să plutești. Dus. Observă în jurul tău. În jos. Ești deasupra mării și plutești, zbori. Și observi cum în fața ta apar, pare relief. Niște munți peste ei, spori. Munți în dreapta. Munții în stânga, munții în față, tu plutești, lasă-te să zbori și zbori și poți să simți vânticelul deplasării, în timpul deplasării tale.
Dar acest vânticel te calmează, te relaxează, te umple de liniște și pace. Și continuă să zbori. Și dacă te uiți în fața ta, observi că dincolo de munți, trecându-i, ajungi într-un alt tărâm și treci și peste tărâmul acesta. Și cât număr eu, de la 1 la 3, tu parcurgi, spori peste tărâmuri. 1, 2, 3. Și ai ajuns în lumea de dincolo. Ai ajuns dincolo de dincolo. Și spunem, cum se vede dincolo de dincolo, aud, sau cum se simte. Mă auzi? Deși am mers în imaginația mea, în aceste lumi pe care mi le amintesc și din vise, acum sunt încă în corp. Simt încă în corp, da. Bine. Și în imaginația ta ce ai observat? Ce ai perceput? Că e caldă lumea, că e plăcută. Lumea asta? Lumea asta unde te-am condus eu? Da. Am avut de multe ori chestia asta că mergeam într-o lume. Am avut de multe ori în vis lucrul ăsta. Probabil că asta m-a făcut să fiu foarte hotărât în ceea ce fac în viață și în general sunt, îmi fac mie viața. Deși mă împart și pe nedrept și altora. Dar am avut puterea încă din școală să fac doar ceea ce mi-a plăcut și foarte bine. Asta, amintirile astea cumva mă țin, mă ajută. Foarte bine. Uite, acum o să vorbim cu ela. Tu rămâi și percep, vezi ce percep, contempli, stai relaxat, te relaxezi. Ela. Da. Hai să vedem cum îl vezi pe Raul. Foarte subliminal. De prima dată când m-am conectat cu el, avea capul, să zic așa, energetic al corpului energetic, l-am văzut ca radiând așa cu foarte multe raze care le emana. Deci capul era luminos. Luminos, da, și foarte multe raze, ca și niște stringuri, dar mai mult raze, parcă erau. Când a eliberat din frunte, s-au rupt 3 raze din acelea. Da. Le-a rupt, le-a scos, le-a ars. Da. Astea le percep mai degrabă ca pe niște stringuri de care se și folosește el în creativitatea da. Lui. Deci, oarecum, până acum, i-au fost și benefice, i-au fost intenția cu care a fost puse, au fost, să zic, de control, da. Dar a reușit să le folosească el în beneficiul lui. S-a folosit de ele, să zic așa, partea subliminală. Mm-hmm. Cine sunt razele astea? Stringurile astea? Cine le-a pus ele? Văd că merg în foarte multe direcții, pe foarte multe linii temporale și vieți trecute, dar nu doar aici pe Pământ, ci și pe alte planete. Da. Și merg inclusiv pe alte linii temporale unde a trăit. Uh-huh. Și face conexiuni cu, cum să spun, deci văd
îl văd pe el într-un moment spațiu-timp, dintr-un moment spațiu-timp în care se conectează cu mai multe momente spațiu-timp trăite în alte vieți, dar le aduce pe verticală în aici acum. Deci își ia de peste tot informații. Da. Eu dimineața când mă trezesc, mă uit să văd în care lume m-am trezit și mă conectez cu lumea asta și continui. Și când spui că lucrurile care mi-au fost aduse ca fiind oarecum nebenefice, eu le întorc tot timpul în beneficiul meu. Da, asta văd că face, da. Toată viața mi-am făcut asta. Ok, inclusiv de ce? M-am dus în armată ca să am viață grea, să mă fac bărbat și așa. Și eu am devenit pictor acolo, am adus viață de rece. Cam da, tot timpul. Deci se folosește de orice în favoarea lui. Deci știe să zic transmute. Așa, să transmute, dar să beneficieze de orice. Lucrul întoarce ca o oportunitate pentru el. Întotdeauna rezolvarea e chiar lângă mine. Și chiar așa e întotdeauna. Da. Da, și asta văd că datorită faptului că e foarte conectat cu multe, multe alte experiențe ale lui, care lui au plăcut și au fost de folos și își trage de acolo informații. Bine, este conectabilitatea părții subliminale. Să fac asta? Da, da. Și în momentul în care a zis se conecteze cu planeta verde, eu am văzut o viață a lui pe o altă planetă unde era foarte multă vegetație. Era o planetă de 5D. Și acolo călătoreau pur și simplu pe intenția gândului, nu făceau pași, făceau 2-3 pași, să zic așa, maxim cel mult, și se teleportau instantaneu în era locul 5D. Unde se gândea. Da. Și în 4D se face asta, nu mai în 5. Da, dar acolo noi era în visele noastre și în minus, în coșmar, dacă suntem, trecem dintr-un, ne mișcăm la viteza gândului, da? Da, dar acolo făcea extrem de conștient de acest lucru, era metoda lor de călătorii, de se le teleportau instantaneu și acest lucru l-a făcut și în momentul posibilului accident. Așa, s-a ce teleportat. S-a întâmplat acolo? Ia, s-a teleportat cu mașină cu și cu 5 oameni. Da. A deschis un canal, văd lumina pe care el a văzut-o. În fizic a fost farurile acelei mașini, dar în energetic s-a deschis un portal în față, înainte de impact, și el a intrat pe portal și l-a teleportat efectiv după mașină. Mai departe pe drum, dar după acea mașină. Cum? Am văzut și lumina aia în afară de lumina farurilor. A văzut și portalul. Da. Da. Deci nu numai farurile. Bine. Cine a deschis portalul ăsta? El. Partea lui subliminală, da. Uh-huh. Și cine a rămas, să zicem, cu gura căscată? Din mințile cine orice... tuturor. Nu, din, nu. Cine deschise, cine adusese în manifestare acest eveniment? Cine crease condițiile să se întâmple accidentul? Da, dacă vrei să știi de entități, are în câmpuri două entități, dar nu prea pot să stea aproape de el. Dar din exterior sunt în afara câmpurilor lui, au contract, pentru că așa a venit în experiența asta, dar nu prea pot să-l controleze. Și dar încearcă. Ce încearcă. Fac ele pe aici? De exemplu, programul familiei. Au controlat copilăria, oricum. Deci au putut să controleze când era copil. Da, deci în linii mari schița scenariului de viață l-au făcut să meargă pe ea. Familia, copiii, părinții, soția sunt suflete cu care are, da, în contract, cu care are karme de consumat. Dar ceea ce ține de voința lui, aici nu prea îl reușesc prea bine să-l controleze. Sunt? Un arhon și un lux. Da. Eu simt că dau multă putere în partea soției. Cum? Simt că dau multă putere în partea soției. Îi dai cineva soției tu puterea ta? Nu, cineva din spatele ei mă controlează.
Ah, din spatele soției. Păi, hai să vedem, stai când am terminat cu analiza. Uite-te el. Da, are stringuri cu persoanele dragi din familie. Cu soția văd o karmă mai... un canal, un string un pic mai gros și mai mult flux de energie pe canalul cu ea, pe stringul cu ea. Și e... Deci karma cu ea e mai grea puțin. Bine, cine controlează? Cine îl controlează pe Raul din entitățile soției? Pe acest string de atașamente, de karmă, de ce-o fi? La ea vreo patru entități. Una din două văd că încearcă să țină acest string între ei deschis, da, și viu, dar una dintre ele, să spun așa, are mult mai multă energie care o trimite lui ca influență din partea ei. Care sunt astea și care, cele două și care e asta care are influență? El nu-și explică partea lui subliminală de ce se lasă așa influențat. Păi nu se explică nici mintea, nici mintea fizică nu se explică. Nici Raul de aici cu noi nu se explică. Spune că el nu e foarte, foarte focusat pe ce vine de la ea, dar da, vede, simte că ceva îl ține, dar el are alte interese. Deci ca și cum asta nu e atât de importantă. Da, văd de acolo că ceva se întâmplă, dar eu am altă treabă, de fapt, mai importantă. Cine zice? Partea lui subliminală, așa percepe. Mm-hmm. Simte că are o legătură acolo și că îl ține ceva legat de ea și blocat de ea și îl supără din când în când, așa să zic, dar... nu prea, încearcă să nu prea dea multă importanță și energie, care e altceva mai important pentru viața asta de înțeles. Da, are partea subliminală. Da, dar așa, mintea da. Conștientă se simte agresată. Adică da, oarecum, de aici da. Cu noi, agresat, controlat. Da, da, se simte că nu îi dă voie să fie el, păi mintea. Da. Păi mintea da. Asta percepe că nu ar vrea ca să fie cum vrea ea, și nu le acceptă pe el așa cum este el cu adevărat, că vrea să-l schimbe. Și mintea lui e supărată pe chestia asta. De ce nu mă accepți așa cum sunt eu? De ce vrei să mă schimb? De ce vrei să fiu altfel, altcineva, altceva? Când eu ăsta sunt. Nu-i supărată mintea că și își dă putere, își dă voință, renunță la putere în favoarea ei. Da, încearcă să-i facă pe plac. Deși nu prea îi convine, dar îi face pe plac mintea. Ca să păstreze acest program de familie, văd că. Da, așa e. Da, simt că programul ăsta m-a parazitat mult. Mm-hmm, da, deci e ca și cum aici ar avea o datorie. Deci pe acest program, pe da, acest de familie. Program, ești, îți cedezi puterea, voința și da, ești parazitat. Familia. Bine, da. Care e entitatea care profită de asta? De la ea. Da. Deci sunt două entități care influențează, un arhon și un demon. Și demonul face mult, cea mai multă acțiune în direcția mm-hmm. lui, care și o convinge amândoi. Pe ea, da, o convinge pe ea să se comporte în așa fel încât mm-hmm. pe el să-l țină în lanțuri. Dezgardă mm-hmm. cum ar veni, ca un cățel. Adică n-ai voie să faci prea multe, să pleci prea departe. și încearcă bine. Să-l dreseze, să zic așa, în ghilimele. Deci nu știu dacă mm-hmm. e cuvântul potrivit să descrie chestia asta. Și da, am două vieți. Când ies în lume, sunt total diferiți și când intru în casă, sunt diferiți. Da, aici da, el încearcă să... Să-i ceda puterea. Da, da. Deci ascultă partea subliminală. Ea nu prea o deranjează pe partea subliminală, dar observă că mintea este foarte deranjată. Da. Mintea conștientă. Și atunci, da. Dacă observă că mintea conștientă e foarte deranjată și mai observă că tot ce mintea conștientă gândește se duce în ea ca parte subliminală, cred că ar fi cazul să fie de acord cu mintea conștientă și să taie stringurile cu soția, cu oricine de fapt, orice părți subliminale și orice entități care le întâlnim aici. Vrea? Eu nu sunt de acord să
Să mă eliberez, să fiu... Păi asta zic, asta zic. Întreb eu pe Ela dacă vrea să facă. Cu toți ceilalți. Da, partea adică... sub... Partea lui subliminală vrea, mintea opune un pic de rezistență, în sensul că e frică să nu strice această bulă a familiei pentru care s-a chinuit și și-a dat energie ca să o s-o păstreze totuși. Și e fericită adică, mintea că a păstrat bula? Nu, nu, e fericită, dar zice, dar dacă voi fi mai nefericit după? Păi, că am distrus dacă asta, și cu parcă, hă, stăm noi cu 10 pietre de moare legate de un picior și de altul, dar ne vine, avem posibilitatea să mai aruncăm câte una, două, toate, dar nu vrem să le aruncăm, că dacă după ce le aruncăm ne-o fi mai rău, dacă după ce ne-o arunca, le-om arunca, ne luăm zborul. Eu undeva și? Știu că asta e. Da? Și atunci? Stai cu pietrele de gât, de picioare. Percep ca și cum mintea vrea să facă acest lucru, dar în fizic e ca și cum ar aștepta încă puțin ca copiii să crească, să nu fie... Dar copiii sunt... Au crescut da, dar deja. Încă un pic. Deci, da, copiii cresc oricum. 2 ani. Oricum el este... Oricum el, Raul, este, să zicem, cel care întreține toată bula, și energetic, și material, în fizic, da? El întreține. E așa, Raul? Da, așa e. După ce tăim stringurile, oricum ar fi, fi material, tot el va avea grijă de ei, de toți. Dar nu va mai sta cu pietrele legate de picioare, de gât, de ce vrea. Ok, bună perspectivă, zice mintea. O acceptă, zice. Atunci se taie toate stringurile. Da, vă că taie. Oricine și orice. Și da. Ia toate entitățile astea. Arhon, Lux, Demon. Arhon, ce mai era de pe la aia doi de la soție? Da. Toate. Le pune în fața lui și le blochează. Da. Le iar celelalte... Păr subliminale, le adună în altă parte și le face la fiecare câte o bulă da. De lumină și le pune acolo da. Într-o parte. Ok, da? Ne-a organizat pe toți. Da. Ok, bine. Hai să vedem cauza energetică pentru care își dă energie și putere către partea subliminală a soției. De oriunde ar veni ea. 1, 2, 3. Ok, văd 3 vieți în urmă. El e bărbat, ea e femeie. Era cumva, hai să zic, angajata lui, deci lucra pentru el. Unde? Primul cuvânt mi-a venit burghezia. Loc. Nu mi-apare locul. Unu. Vedem încolo dacă apare. An. 1701. Bine. Și ce se întâmplă aici? Partea subliminală a soției de acolo, care o văd tot femeie, lucrează pentru el și este foarte nemulțumită de cât primește, ce primește. El e un om blând, un om bun și acolo e, să zic așa, luat de fraier, dacă vrei, cum ar veni astăzi, ca și comportament. Acea femeie de acolo vrea mult mai mult și el nu îi oferă mai mult. El consideră că este suficient de corect cu ea. Bine, dar îi oferea ce s-ar fi cuvenit la acel timp, acea Da, îi oferă cât îi se cuvenea. Cât se înțeleseseră? Da, încă puțin mai mult, să zic așa. Dar mentalitatea o am și acum. Cum? Mentalitatea asta o am și acum. Ok, oferă foarte bine. Un pic mai mult. Foarte da, bine. Deci oferea puțin mai mult.
Dar acolo partea subliminală a soției era foarte încărcată și era frustrată, furioasă. Bine, și a început să se creeze tot felul de neplăceri și, hai să zic așa, mici pagube din neatenție intenționată. Ok. Așa face ea și acum. Cum? Da? Că așa face și acum. Bine, ok. Mici pagube și mari. Bine. El a început acolo, să zic, nu și-a dat seama că face intenționat acele neatenții, dar apoi și-a dat seama că le face intenționat și a încercat să o dea afară. Nu? Da, dar în momentul în care el i-a spus ca să plece, ea de fapt era bine, ea se simțea totuși bine față de mulți alții în alte locuri, să zic așa, la alți oameni. Și nu vrea. Și atunci venea înapoi cu tot felul de tipuri emoționale, juca, să zic, emoțional, ca să o primească. Și-a primit-o. Și-a primit-o. Dar ea se îndrăgostise acolo de el și încerca să zic așa, să o ia de soție și el nu a fost interesat. El a fost strict, foarte protocolar, mereu, foarte bine. Focusat pe viața. El era pe căsătorit cu lui. Altcineva? Nu. Nu, nu avea familie. Câți ani avea? 35. E și normal, da? El își vedea de treaba lui, de viața lui, nu vroia compromisuri, nu vroia complicări. Deci dar era a dat, bine dar singur. Ea a vrut să întoarcă lucrurile. Bine. Da. Această situație. E ca și cum în această viață entitățile îi dau scenariu în care el să o mulțumească până la urmă pe ea așa cum ea își dorea pentru acolo că și ea n-a făcut acolo. Bine, ce i-a prezentat la Consiliul Entității? Cine e la Consiliu? Cine îi dă acest contract? Arhonul lui cu... Da, arhonul lui. Bine, ce îi spune arhonul? Ia arată acolo. Că uite, ai datorie, da? Karmică. Că acolo tu, deși ai fost un om să sufere cum emoțional. Se cade, da? Da, tu ai fost un om cum se cade, tu ți-ai îndeplinit contractul din fizică la care l-aveai, este că n-ai făcut bine, pentru că ai abuzat-o emoțional, pentru că, să zicem, ia să-mi scape una, așa, ea a vrut mult mai mult, te-a vrut pe tine, dar nu s-a creat feeling-ul ăla, iar pentru că tu, acolo, nu te-ai lăsat manipulat de ea, ei te costela și în viața asta și acum ai de plătit, pentru că tu trebuie să satisfaci această ființă. Văd că și acolo le era scris să fie căsătorit și acolo nu s-au... El a refuzat. Deci văd că le cam dă, îi cam dă de furcă entităților. Da, el le dă de furcă, dar uite că acum nu le-a mai dat. Aici le-a ieșit, aici iar i-a pus împreună și să împlinească contractul de a se căsători, de a face o familie. Și acolo trebuia să facă acest lucru și acolo el n-a făcut-o. Da, și a fost de acord la Consiliu că de data asta o să facă, uite. Văd că la Consiliul lui nu prea îi pasă ce îi dă ca și scenariu de viață. Nu prea îl interesează pe partea subliminală cumva. O văd așa în lumea ei, parcă, adică dăm tot ce vrei, oricum eu o să fac ce vreau, știi? Ceva păi da, dar nu, și observa cu partea subliminală că oricât de încrezătoare a fost în ea, nu e chiar așa prin plan fizic și că uite că da, au dat ce greu. Au vrut, dar au făcut și cam ce au vrut. Au și făcut din ce vroiau, da? Nu e chiar păi așa. Ei cu cât repetă un scenariu, până la urmă învață cum să manipuleze cum partea să manipuleze mai bine până să-și obțină personalitatea, în fizic. Da, da, până să-și obțină ei. Și acum înțelege și partea subliminală că trebuie da, să, trebuia vede. Să fie mai atentă, să nu-i subestimeze atât de mult pe acești controlori, pentru că ei cunosc, ne cunosc prin atâtea experiențe. Până la urmă ne învață. Da. Da, își dă seama că devin
devin mai parșiv pe măsură ce te cunosc și te învață, da. Păi. Și își dă seama că putea să-și facă experiențe, să facă chiar ceea ce dorește, fără să mai treacă pe la consilii. De ce trebuia să treacă pe la consilii? Dacă da, oricum nu le asculta pe acolo. Și prin fizic. Spune că este modalitatea de a intra în experiență. Ai, nu mai spune. Prin aceste consilii. Serios? Pe această linie de pământ, zice, pe această linie de... Spune că și-a dorit anumite tipuri de experiențe cu ei, chiar dacă sunt mai grele, pentru că e pentru asta a venit să învețe și asta. Să experimenteze și acest râm de frecvențe mai bine. Joase. Hai să vedem, Ela. Îi dăm sferă cu informații și hai să vedem câte experiențe, din informațiile adevărate, din conștiința lui adevărată, da? Da. Și tot ceea ce noi cunoaște. Și hai să vedem câte experiențe a avut pe planeta asta. Mi arată 1110. Interesant. Fiică mea născută pe 1-a 11. Ok. Foarte bine. Deci astea sunt cifre. Matrix, care pe mine nu mă interesează conotația lor și n-am nicio treabă cu ele și nu le analizăm în sesiuni. Deci sunt programele entităților, Raul. Da. Da? Codurile Matrixului. Codurile Matrixului, da. și îndeplinesc contractele de încarnare ale părților subliminale, entitățile care au făcut aceste contracte, e important pentru ele. Când intră o parte subliminală, în ce dată, cum, pe ele le interesează. Pe noi nu ne interesează. Sunt algoritmi, codurile algoritmilor, da. Din care e format noua ta experiență, viață, scenariu, Matrixul, da. În care tu intri. Ok. Hai să vedem. Eu caut să ies din ce înseamnă luni, marți, miercuri. Nu am treaba asta cu la mulți ani. Da, foarte bine. Nici noi nu avem. Da, și mă focusez pe veșnicia lui acum, că eu cred că e tot timpul cu mine și nu mă interesează ce zi, lui, doar când intru în legătură cu alții. Atât. Foarte bine. Mergem acum, Ela, și hai să vedem, deci 1110 experiențe. Hai să vedem de ce a venit pe planeta asta. Să exploreze toate tipurile de frecvențe pe care nu le-a explorat încă. Să cunoască și această parte de univers sau acest tip de univers pentru o cunoaștere completă, complexă. Deci să-și îmbogățească baza de date, informații și experiențe. Da. Bine, de unde a venit și în ce fel? Ultima lui experiență văd pe acea planetă. Verde? De 5, da. Da. Aia a fost ultima experiență într-un avatar. A explorat, să zic așa, în energetic, fără avatar și alte planete, să zic vă că s-a plimbat, până și-a luat din nou un avatar aici, în 4D. Pământ 4D. A Pământului, da. Ce avatar și-a luat? A început cu cele mai, să zic așa, animale, dar pentru ele erau conștiință ușoară, zice. O conștiință neprogramată pentru început, pentru a se acomoda cu cei pe pământ. Da. Da, pe urmă a început cu avatare de atlantizi și după aia de atlanți. Bine, în ce avatare de atlantizi a intrat? Arcturieni, văd. Pleiadieni. Pleiadieni a fost primul avatar în care a intrat de atlantizi. Deci umanoiz. Umanoiz, da. Da. Bine, pe planeta de 5D, unde spurau și așa, se teleportau, adică umanoid. Ce avatar avea? Umanoid, văd un corp perfect umanoid, fără nicio diferență față de corpul uman de aici.
Ba, singura diferență era că părul era alb, alb, alb complet, și tenul la fel. Sprâncene, gene, totul perfect, albe, complet albe. Și mai purtau și un fel de costum mulat pe ei, tot alb. Care erau abia se distingea fața și fizionomia, atât de albi erau. Bine. Oare de aia mă vopsesc alb în cap câteodată? Păi oare? Ce crezi? Eu când mă fac bine, mă vopsesc alb și îmi fac părul să lumineze. Da, super. Deci erau ca un bec pe unde mergeau, dar nu că emanau o lumină, ci datorită frecvenței culorilor, a albului, a pielii, a hainelor, deci tot era alb. Pe unde călătoreau ei? Unde se teleportau? Pe planeta lor? Pe sau? Planetă, de acolo, pe da. Planet. Asta era modul lor de mers, de mișcare. Mișcare, da, exact. Bine. Hai să vedem. Ok. Și apoi a fost prins din 4D, avatar, din avatar în avatar, conștiința, prins de conștiința colectivă, care a căzut, a pământului, da, și a ajuns în 3D, da? Da. Vreau să-și vadă toate experiențele, să observe atât toate înregistrările a fiecarei experiențe, atât în plan fizic cât și în plan energetic. Să înțeleagă modul de lucru și manipulare al entităților. Da, îl înțelege partea subliminală. Să înțeleagă mecanismul karmei. Pe asta acum îl înțelege mai bine. Spune că nu prea băga în seamă mecanismul karmei. De aceea l-au și ținut pe ei cea mai mult timp. Pe el interesa să perceapă, să învețe, să distingă, să adune informații. Bine. Acum vede că, de fapt, acest mecanism al karmei l-a tot ținut aici, dar nu se plânge. Adică nu se plânge. Hai să vedem dacă să ne spună dacă mai vrea să o ia apresc. Ca și cum, ok, asta e. Bine, da. Partea subliminală nu are timp, deci nu o interesează mare lucru. O interesează doar experiența. Da, și bine. Nu pare afectat de karma asta. Mai vrea să facă experiențe în acest fel, coordonat cu aceste ființe? Nu, în sensul că a experimentat până acum coordonat de ele, a văzut cum au decurs lucrurile și ce a putut să învețe și s-ar bucura să facă experiențe libere. Deci alt tip de experiențe, dar tot aici pe pământ, libere. Adică consideră că n-a făcut destul. A făcut destule în controlul lor, în contract cu ei. Dar vrea să aibă și experiența unor experiențe libere, fără aceste ființe în spinarea. Și tocmai ce ne spusese mai devreme, că nu se pot face experiențe libere. Nu e avatar decât de la ei. Pe linia pe care a fost până acum, nu. Dar se poate o altă linie, zice. Care să fie linia? Aia care visează Raul la ea? Portal. Care și-o alege, care se duce în linia aia liberă din viitor, unde toți oamenii sunt fericiți. Da, și unde nu este control al altor ființe. Ok. Atunci, dacă nu mai vrea așa, astfel de experiență, să cheme să-i vină la orice contract, înțelegere, promisiune, permisiune, legăminte, jurăminte, acorduri care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe toată linia experiențială. Da, le taie pe toate, le arde complet. Da. Și adună toate ființele astea, deschide portal de curățare, de frecvență înaltă și aspiră toate ființele astea pe portal. Da, le aspiră pe toate și le trimite pe vibrația lor, văd că. Cheamă și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri, care le-a făcut cu orice altă parte subliminală, pe toată linia experiențială. Da. Da, și cu aceste arde dizolvă tot. Se declară liber față de ele și pe ele față de el. Și trimite sfere infinite cu informație, cu tot ce știe el. Da. Bine. Abilitatea asta de a deschide portale, de a trece de pe o linie temporală pe alta, așa cum a făcut cu accidentul,
de unde? Cum a înțeles-o că o are și a practicat-o de unde? Și o practică de și pe planeta de pe care a venit, pentru acolo. Că acolo era un mod de transportare a deci lor. Este ceva din el. Da. Se întâmplă. Eu cred că am făcut asta de mai multe ori în viață. Uh-huh. Da, ai făcut-o și nu doar în viața asta, ci în multe vieți ți-ai folosit această abilitate proaspătă, pentru că era din și în 4D, așa călătoreai tu, și ca și Atlant și ca și Atlantis în alte avatare în care ai fost. Deci văd că această abilitate ți-ai păstrat-o pentru că era modul tău prin care știai că poți călători, să te miști, adică. Faptul că visează, are vise că zboară. Și ceva controlează zborul, cum ne-ai zis, Raul, de la sub braț. De la sub braț controlez zborul. Și sunt videoclipuri în care mă recunosc. Știu cum fac. Videoclipuri? Care videoclip? Cu alții? Eu am sentimentul că noaptea sunt în alte lumi. Păi noi toți suntem în alte lumi noaptea. Da, da. Și tu ești pentru foarte că nu mai conștient în de corp. Treaba asta, da. Da, noi eu suntem ca ființă energetică. Da. Vin cu stări în corp de dinți. Da. Adică de multe ori mă trezesc și nu-mi dau seama că m-am trezit în lumea asta. Mă trezesc ca și cum sunt în altă lume și când văd perna sau văd ceva de aici, după aia îmi dau seama ce zic. După aia faci conexiunea unde ești, așa și eu, da. Da, și mi-e un pic de timp. Da, foarte bine. Acum, deci așa e, la face sfere informațional. Se declară liber față de orice altă parte subliminală, conștiință și orice conștiință față de el. Da, ca și zbor, că ziceai de zbor și că visează că zbor, văd că se conectează cu în Atlantida a avut un avatar de aviar. Și cu acea viață face conexiune când zboară. Păi da, când în vise zboară. Bine, dar e benefică cu aviarul? În 4D, aviarii nu controlau cum controlează acum din energetic. Păi da, și sunt tot în 4D aviarii acum. Sau 3 da, și sunt tot 4. În 4D. Da, acum. Da, bine, atunci încă nu era încă de 4D. Deci el se duce în acel avatar. Vreau să distrugă acum acel avatar. Ok, îl distruge, și dar acolo el ca aviar nu a fost regresiv negativ. Nu acolo. Mă interesează. Ok. Este ADN aviar. Scoate ADN-ul, arde ADN-ul aviar. Tot. Ok. Pentru că abilitatea de a zbura nu trebuie să fie, nu este sau să ne, sau să ne vedem sau să ne, să ne confundăm corect. Cu un avatar. Da, corect. Cu un avatar care l-am avut, pentru că noi zburăm și ne teleportăm și natură, ne da. Mișcăm la nivelul gândului ca natura noastră. Da. Ca ființă. Da. Deci, da, și extrage ADN-ul din aviarul ăla și distruge avatarul. Nu mai este, a fost. Da, ok, și l-a retras, da. Ai zis că e punctat bine și e corect, zice, da. Bine. Acum, Ela, hai să vedem cum se simte partea subliminală acum. Foarte eliberată, ușoară. Expandat. Ce de cum se simte și Raul acum. Și eu și tu, că scam. Eu chiar vreau să zic. Că lucrurile despre care vorbiți, eu le simt în mine și cred că există chestia asta telepatică. Nu, le ai în tine, Raul. Zi. Adică devin conștient și în mental de ceea ce vorbești înainte ca să vorbești. E telepatia, da? Care ești în conexiune telepatică, ela e cu tine și tu cu ela. Și cu mine eu împreună. Simt asta și în viața reală. Toți. Ai abilitate naturală a noastră și ca oameni. Da, toți este. Manifestăm telepatia. Unii mai puțin sau sunt mai puțin conștienți de ea, alții mai mult și sunt mai bine conștienți de ea. Bine. Dar o manifestăm în fiecare moment cu toții, doar că unii ne dăm seama, alții nu. Da, și că unii o manifestă inconștient și nici nu sunt destul de introspecți cu ei. Da. Ca să facă analize când observă că ceva, adică a perceput ceva, să zicem, înainte de a se întâmpla altceva sau înainte de a spune altcineva, deja știa, m-a perceput. Deci, nu sunt conștienți de ea. Bine. Eu mă las uneori în stări în care
simt telepatie și de la plante. Păi da, da. Totul e conștiință. E conștiință, Raul. Conștiința, asta e modul ei de a comunica. Și planta e conștiință, și animalul e conștiință, da, și totul e conștiință. E relaxată. Da. Și am o stare, o insulă a mea, în care sunt foarte puternic. Foarte bine. Acolo da? Eu am liniște totală. Din cauza asta îmi permit să o iau la geale din multe părți, că eu mă întorc înapoi la mine și mi-e bine, n-am treabă. Uh-huh. E bine, dar nu mai trebuie să o iei la geale de acum. Nu mai greu. Da? Nu mai accepti. Pentru, da, că, nu. Pentru că fiecare... Părți subliminale, oameni, că ori avea și ei, care cum o avea, mai multă, mai puțină parte subliminală, cum o fi, nu le mai dai tu energia ta. Da. Iau energia lor, să o consume pe lor. Da. Acceptai asta până acum conform contractului de încadrare, da. Dar acum ăsta, gata, e distrus. Da. Ok, hai să ne uităm pe întrebări, Nela. Da. Și să vedem ce mai avem aici de analiză. Vorbea de experiențe libere să le facă. Da? Da, asta. Da. Păi are 1100. Da, mai vrea. Vrea libere și spune că să fie linia viitorului, zice, de aici înainte. Bine, păi linia și-o da, construiește. Eu iubesc viața foarte mult. Da, e linia asta și-o construiește el prin experiențe libere. Bine, să i-am dat informația, o și avea. Număr da. De la 1 la 3 deschide portal de experimentare liberă. Și când număr da. De la 1 la 5 face aceste experiențe, astfel încât să-și crească parametrii corpurilor la valoare energetice la valoare de 100%. 1, 2, 3. Intră în portal. 1, 2, 3. 4 și 5 iese afară. Câte experiențe a făcut el? Uh, 300 sau 3000 și mie neclar. Hmm. Bine. 900 zice acum. 900. Ok. 900, bine. Da. Hai să vedem parametrii corpurilor. Și a făcut mai multe linii. Bine. A făcut mai multe linii. Ok. Bine, corp bine. Sexual, cât era la începutul sesiunii și cât este acum? Corp sexual, înainte îl văd la 75, acum 99. Acum totul e la 99. Uh-huh. Emoțional, înainte? Emoționalul oscila între 76 și 81. Uh-huh. Iar mentalul, 80... până la 85 oscila. Foarte bine. Cum se simte acum partea subliminală? Foarte bine. Foarte expandat, foarte încrezător în el, puternic, energizat, zice, plin de lumină, de energie și de putere de manifestare a oricărei intenții ale mele, zice. Foarte bine. Vrea să ne uităm pe ce întrebări ne-a pus? Partea subliminală? Da, vrea. Da. Bine. Zice... Chestiile importante în viață sunt cele în care simt că am fost ajutat și rămân în viața asta încă aici. Au fost câteva, dar odată m-am teleportat cu mașina într-o situație de accident foarte grav. Eram cinci în mașină, oricum eu am o mentalitate că sunt protejat pentru ceva mai înalt. Ia să vedem. Adică acum înțeles și înțelege era și mintea conștientă. Da. Da. Tu te era... protejai, Raul, da? Tu aveai abilitatea asta. Nu trebuie să spui că te protejează altcineva din afară. Exact. Dacă nimeni nu te protejează pe planeta asta, pe această linie temporală. Da. Da? Bine. Sunt aici să accesez viața pe care o am înăuntru meu. Foarte frumos. Nimic nu te mai reține acum. Îmi doresc să îmi amintesc pe unde am mai fost, orice universuri și de câtă vreme sunt aici. Ai întrebarea asta? Pe pământ? Dacă ar fi... E greu de convertit, Ani, Raul, din 4D în 3D. Hai să vedem pe 3D. Sau univers, cu atât mai mult, sau alte universuri. Toți suntem părți subliminale care avem miliarde de ani, dacă ne-am uitat în anii noștri. Da. Deci, ca și ani.
Măsurarea timpului liniar este diferită. Bine, asta știm de la perioadă ceva. La perioadă. Stai să văd, 200. Deci, aproximativ. Ca și 3D, mi-apare 250.000-260.000. Mm-hmm. Cu 4D, mi-apare 2.300.000. Ca să nu mai vorbim extrapolând mai încolo, da? Da. Bine. Eu simt că viața asta e ca un vis foarte scurt. Păi da, pentru partea, pentru că tu ai percepții ca parte subliminală și partea subliminală e o secundă. Da, exact. Deci acești 2 miliarde de ani terestri liniari pentru partea subliminală e o clipire de ochi. Nu, dar viața. Nu, viața, viața, o viață pe pământ într-un avatar, într-un corp, este o secundă pentru partea da, subliminală. Da, o clipită, da, exact. Îmi vine acum o chestie, eu am dezvoltat așa o tehnică în amor, în care să-mi înalți energia și ajung în stări în care nu are treabă cu timpul. Adică, da, corect. Eu vreau, nu percep atemporale. Timpul și îmi accesez partea de creație, adică văd extrem de mult. Da. E foarte super, da? Să super. Traduc. Dar eu le văd, deschid timpul. Portală. Da. Deci tu ceea ce creezi, spui Raul, că tu le vezi deja într-o stare modificată de conștiință. Da, da, da. Că deci, și practic, tu aduci creația din, de undeva, din altă parte și o transpui aici. Da, așa asta e, face, da. Pentru da. Că am fizic, de exemplu, n-am laborator să fac analize, dar eu mă duc în stările mele, le fac și cei care analizează patentul zice, bă, dar cum ai făcut că... Nu-i logic, că tu nu ai laborator, tu nu ai microscop. Ne, tu vezi, nu ai... Deci tu ești ca ăia toți care au spus și au adus ceva aici, Tesla sau nu mai știu care, că ziceau că visau. Deci luau informația din domeniul oniric sau da, dintr-un așa. Plan energetic. Da? Ei fac asta cu asta. Adică, de exemplu, și dacă e cineva lângă mine și vreau să-l duc cu mine, eu stau pe lângă el până când îi iau starea și până când îl duc în starea mea și de acolo pot să fac orice cu el. Orice-și dar dorește asta se numește, dar asta se numește manipulare. Păi, de exemplu, în artă, da, eu când pictez, da, dacă vine omul la mine stresat, eu stau pe lângă el până când el își intră în stare așa naturală și lasă curgă, până se poate exprima natural fără să... Păi ce treabă ai cu omul? Care om când pictezi? Păi eu am, de exemplu, o școală de artă. Portrete? Da, și... Nu, artă, în general, pictează, da? Așa. Și... Ai școală? Da, am făcut. Predau cursuri. Predai cursuri că, de pictură. Da, și știu că nu mă interesează să predau cum se predă matematica sau chimia. Așa. Mă interesează ca să-i dau voie omului să fie. A, și tu faci să se simtă relaxat, da, pe fiecare. Exact. A, păi asta e super bine, da? Da, știi deci ce nu face gândit... de fapt? El își păstrează constant frecvența lui și orice frecvență constantă influențează celelalte frecvențe inconstante din jur. E normal că dacă da. Tu te duci, o luăm la nivel bazic. Dacă tu intri într-o șatră de țigani care să scuipă și să dau șuturi în fund și să sunt cu barda și cu cuțitul, în primul rând, hai să zicem că te ia frica. Dar la un moment dat te pătrunde acea energie și începi și tu să sar ca nebunul. Da? Deci da, te cuprinde energia. Asta vreau să zic. Așa este și ceva relaxant și ceva da? Pe care tu o dai. Foarte bine faci. Da? Dar mai departe, adică în sensul bun, prin energie, te gândești că, dar nu cu intenția. Tu știi acum că nivelul, starea ta de relaxare influențează pe ceilalți în bine. Dar exact. Nu cu intenția că eu acum iau pe toți, stai că intru în starea mea și acum îi fac pe toți să plutească. No. Da? Nu. Fără intenție. Pentru că nu, tu intenția mea este să-și dea voie. Să-și să dea fie. Voie, da. Să-și dea voie să fie. Dar tu știi acum că ei oricum își dau voie în prezența ta. Asta vreau să exact. Spun. Da? Da, da, da. În prezența mea eu simt cu ce energie vin, da? Simt că dacă stau o perioadă scurtă, destul de scurtă pe lângă mine, gata, au păi ajuns da, în starea pentru că se... Da, se... Și până în starea aia nu fac nimic cu ei, adică îi lasă în pace până când... Păi când știi tu că au atins un anumit nivel frecvențial, da? Da, da. Bine, vreau să dezleg orice înțelegere făcută ca să am liberă experiență de viață. Îmi vreau
propria experiență curată aici. Asta ce am făcut până acum. Vreau să știu câte ceva și despre viața cu soția, în ce fel mă afectează, vreau să știu și despre copii, ce relație am avut cu ei. Hai să vedem dacă partea subliminală, el a făcut sfere informaționale și le-a trimis, a primit partea subliminală a soției? A ajuns la ea sfera, da. A absorbit 25% și de acum absorbe mai lent. Bine. Dar absorbe, e bine. Copiii au primit de asemenea, da, ambii. Pe ei văd, să zic așa, mult mai ok în relația dintre ei. Au oarece karmă, dar nu-i ceva cum am văzut la Câte soția. Câte experiențe a avut cu fata și a mai avut? Importante, da, pentru... 70 cu fica, wow. Cu fiul mi apare 43, cu soția 23. Bine. Cu soția mai mi-a fost bunic în viața anterioară, mi-a fost cel mai prieten, cred că. Cum? Fiul Cine? Meu. Fiul tău ți-a fost bunic? Da. De unde știi? Ți-a fost și tată, văd. A fost divers, atâta experiență, frați. Da. Da. Și noi doi vă vă dă viața mea a lui cu mine, care am fost frații. Da. Super. Ok. Da. Ceva despre... Ok. Vreau să curăț tot ce nu este al meu. Toate înțelegerile făcute, asta ce am făcut. Ela, dar implanturi a avut? Nu. Partea subliminală era întreagă, desigur că altfel nu putea să manifeste. Da. Abilități. Fiind foarte creativ și inventiv, vreau să dispun de toate resursele financiare spre viața pe care mi-o doresc aici. Consider că lipsa și suferința nu mai servește foarte bine. Asta deja ai afirmat-o și în fizic. Îți dai seama că partea subliminală știa mai bine, da? Lucrul ăsta. Da. De asemenea, văd înaintea mea această creație, acest pământ, ca... Aici mi-apare o din asta și eu nu pot să văd. Ca un tărâm, ca un para... De poza următoare. Al bucuriei. Ah, ca un paradis al bucuriei și al păcii. Da, și... eu văd că toate lucrurile astea care ne leagă se pot sfârși foarte rapid, în scurt timp, și să ieșim pe o linie în care și tehnologia și tot ce ne-a legat să ne servească. Bine. Dar astea sunt linii temporale, care oricum există deja. Asta trebuie să știi. Tu doar sări de pe una pe alta și funcție de frecvența și dorința, ceea ce tu îți dorești și unde vrei să trăiești, acolo vei fi. Înțelegi? Care deja s-a întâmplat lucrul ăsta. Păi exact. Da. Chiar dacă nu s-a întâmplat, și văd că se întâmplă. Și o creezi pentru tine, da? Deocamdată, în corp fizic. Da. Bine. Am muncit toată viața pentru invențiile și inovațiile pe care le-am materializat, iar acum decid să fiu... Aici nu, era vorba cu ce am spus, să fiu recunoscut, văzut, respectat, iar toată această creație să-mi aducă un mediu de bucurie. Deci, ție oricum prin ceea ce ai făcut, îți aduce beneficii, bucurie, da? Că te bucuri de beneficiile tale. Însă, am vorbit mai înainte de sesiune, treaba cu recunoașterea e mai puțin relevantă, pe tine nu te interesează. Pe tine te interesează prin ceea ce faci să-ți crezi. Pentru că faci cu bucurie, să-ți creezi bucurie, bunăstare, da? Da. Bine. Vreau să curăț tot ce m-ar mai împiedica să trăiesc viața în bucurie și abundență benefică, să-mi înnoiesc mintea. Ok, hai cu mintea. Scoate mintea afară, Ela. Da, o scoate. Da, și o extrage din minte toate programele limitative sau nebenefice care mai rulează, deși nu prea are, după cum văd. Ăla, da, cu soția era. Puține, cu... Da, și cu familia, da. Și cu familia, toate astea le scoate. Da, le scoate pe toate și face le... un film cu ele și toate înregistrările care le are mintea conștientă, nebenefice. Tot ce l-au făcut să simtă. Da. Să nu se simtă bine. Și o pune la, face filmul ăsta, pune mintea în rândul 1 la cinematograf și pune filmul ăsta. 1, 2, 3. Și rea filmul acum cu o viteză de 100 de ori mai mare. 1, 2, 3.
Și acum ia filmul cu o viteză de 1000 de ori mai mare. 1, 2, 3. Da. Și acum bagă mintea la loc și da. O implementează. Era, o să oricum era o comuniune foarte bună minte conștientă cu minte subconștientă, cu toate programele benefice și care își dorește. Și mintea, da. Văd, conștientă și cu și energie, subconștient. Conștientizare, da. Da. Bine. Astea sunt întrebările. Da. Dacă vrea să meargă în sine mai înalt, partea subliminală. Da. 1, 2, 3. Da, văd că merge în sine de 11. Și sare în 12. Uh-huh. Da. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai numărăm încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință prima. O suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare, dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe linia experiențială larve. Da. Ce vrea să facă cu linia veche, contaminată pe pământ? O arde tot ce înseamnă înțelegeri. Mm-hmm. Da, o arde și păstrează informația. Foarte bine. Da, hai să vedem câte experiențe a avut în univers. Wow, 389.000 mi arată. Da. Prin câte alte universuri a fost? 4. Foarte bine. Acum să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Să-și facă sfera de manifestare dacă crede că-l ajută. Aici, în sursa primordială a creației, unde își trimite, dar el face deja. Are instrumente cu care lucrează. Da. Unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic până când manifestă. Asta e, se referă la cum ai spus tu, că te vezi că deja s-a împlinit lucrul ăla și îți imaginezi cum ești în noua situație. Asta este metoda aceasta, da? Eu văd foarte ușor. Poate să văd foarte ușor. Foarte bine. Orice. Dacă ești artist și creezi, sigur că tu tot timpul vezi, adică ceea ce creezi o vezi deja realizată, da? O vezi de la capătul celălalt, cum ar veni. Am un câmp vizual extrem de mare și o memorie vizuală uriașă. Super. Adică păi, nu simt că am limite. Da. Corect, super. Bravo. Foarte bine. Și acum, Ela, ne uităm și noi la sferele noastre de manifestare. Te concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Și număr de la 1 la 3. Venim aici și acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit și investigat în această sesiune, să-și anuleze orice ritual pe viața asta, blesteme de-astea, care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Să facă două tot. Sfere generaționale de cea mai înaltă frecvență, să le trimită pe acest arbore genealogic să ardă orice program nebenefic care s-a transmis de la strămoși la el. Da, dizolvă tot. Mai face alte două sfere din acestea și le trimite pe legătura genetică cu fiecare copil, procedează la fel. Da, de asemenea, dizolvă tot. Și acum el adăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, de pretutindeni, dizolvă toți egregorii, hologramele, amprentele, energiile stagnante, blocate, entitățile le aspiră pe portale, cea mai înaltă vibrație și toate celelalte canale, portaluri, vortexul de pretutindeni se închid, se sigilează complet. Mulțumim! Părții subliminale a lui Raul. Mulțumim, Raul, pentru participare. Mulțumesc și eu. Mă opresc.